Sunt doar prieten. Tocmai am primit plantele de pau-pau de la Nicu Silvestru. Este luna martie 2022. Am luat două soiuri, avem 20 de plantuțe, două soiuri, prima și sunflower. Și le vom planta imediat în grădine. Vom face o mini-livadă de pau-pau. Din ce știu eu, are material genetic foarte bun la pepinirea dânsului, în Italia undeva. Plantuțele sunt în regulă, sunt viguroase, unele au și acești bumbi de flori, au fost altoiți. Suntem la o săptămână distanță de plantare a celor două rânduri de pau-pau. Arată promițător. Din păcate n-am putut să le mai bag apă, dar a plouat. Am pus un pic de nisip să le țină umiditatea. Deja avem și primul fruct. Soiul sunflower arată superb. Dacă se stabilizează, nu e nevoie de fructe anul ăsta, dar dacă se stabilizează în maxim 2 ani, vom avea o producție foarte bună. Acesta nu are niciun fruct, dar a încolțit. E prima, soiul prima. Dacă vă luați pau-pau, asemina triloba, să nu uitați că aveți nevoie de cel puțin două soiuri diferite. Ideal ar fi să fie altoiți. Și aveți nevoie de două soiuri diferite pentru o polenizare încrucișată, să aveți o producție bună. Arată foarte bine. A fost altoit de un an. Și uitați ce viguros e. Se crește de anul trecut. Și maxim 2 ani. Plus un an care a fost altoit. O să intre pe producție. Sunt soiuri foarte bune. Sunflower este un soi mai estetic și mai frumos. Prima este un pic mai gustoasă și fructele sunt mai albicioase. Mâine o să încerc să le dau niște apă neapărat. Și în curând o să trebuiască să punem plasele de umbrire, pentru că pau-paul are nevoie de semi-umbră pentru a se dezvolta. Iar aici, în stânga, avem pomișorii de 3 ani, de la aceeași pepinieră, de la Nicu Silvestru. Acestea au fost transplantați din vechea locație a grădinii exotice și deja aceștia avem, au fost plantați anul trecut, erau ca aceea, iar anul acesta avem și producție pe ei. Bineînțeles că nu ne așteptăm la producție și la fructe, dar măcar să se stabilizeze pentru anii viitori. Wow, uitați ce flori, cele frumoase! Acesta este plin. Nu focalizează deloc. Plin. Ce pot să zic, am fost mulțumit de pomișorii de la Nicu Silvestru, pentru că, uitați, de un an și e plin de fructe. Deci nu poate să ducă el atât, presupun. E plin de mugurași. În 3 ani o să avem fructe, să facem și pentru iarnă pachetele. Și în continuare vreau să vă arăt un pau-pau pe care îl avem deja de 5 ani și l-am transplantat astăzi. Acesta este din semințe, nu este altoit.
și nu dă nicio urmă de rod. Din păcate, din semințe poate să dureze și 7-8 ani până o să avem primele fructe. Însă dacă este viguros, pomișorul poți să-l tuiesc pe el fără nicio problemă. Am pus și niște fertilizant pe care o să-l incorporez în sol. Este vorba de fertilizantul acela bio din balegă de vacă. Acum să sperăm că se prinde și totul este în regulă. Toate cele bune, prieteni, încercați și bio. Până data viitoare să ne reauzim cu bine, toate cele bune vă doresc!